Ok, videoul ăsta este unul informativ, din păcate nu este unul amuzant. Da, voi reveni cu videourile amuzante, voi reveni cu sketch-urile. Nu vreau să mă bazez doar pe videourile astea serioase și informative, însă am simțit necesitatea să fac acest Q&A despre film, deoarece, da, după cum ați citit în titlu, anulăm film. Totuși, dacă nu mă urmăriți pe pagina de Instagram, ceea ce v-aș sugera să o faceți, aveți link-ul mai jos în descriere, acolo postez mai multe chestii despre tot ce ține de film și în general despre YouTube. Dacă nu mă urmăriți acolo, vă prezint aici. Da, fac un film. Filmul, de fapt, e un proiect. Proiectul se numește Sumbru. Proiectul este la bază o dramă de tip psihologic, romantică, ceva de genul. Adică e tipul de film care, gen, când te uiți la el, nu-l înțelegi în prima, însă trebuie să te uiți la mai multe scene. La unele scene trebuie să te uiți de mai multe ori ca să le înțelegi și are la bază toate problemele tinerilor din ziua de azi. Cum v-a venit această idee? Că tot este una din întrebări. Toată ideea asta a pornit în urmă cu 2 ani, când vroiam să fac, gen, unul din visurile mele era să regizez un film, deoarece îmi plăcea foarte mult. Totul a pornit de când am vrut să fac un film ce era legat de viața adolescentului și despre toate problemele prin care trece el în această perioadă și cum îl afectează pe el psihologic unele din aceste probleme. Atunci credeam că filmul ăsta o să-l fac gen peste câțiva ani, însă uite că 2 ani mai târziu a reușit să pun pe picioare acest proiect. Cei care mi-au ajutat au fost cei de la Centrul de Tineret Glodeni, care le țin să le mulțumesc și au tot respectul și toată dragostea mea. Ei m-au ajutat chiar din prima zi cu realizarea acestui proiect și m-au ajutat ca să punem pe picioare acest proiect. O ținut încă din prima zi, țin minte și acum prima zi că, da, filmul a pornit undeva din primăvară, pentru că primăvară am venit undeva aici și le-am prezentat lor ideea proiectului și chiar din prima, gen, credeam că o să mă refuze, deoarece proiectul era ceva, nu știu, un tânăr să fac un film, era ceva mare. Însă, uite că din prima, chiar când le-am spus, au fost de acord, nici nu s-au gândit foarte mult, au zis că mă vor ajuta cu tot ceea ce vreau să fac eu și țin să le mulțumesc și să le ofer toată dragostea și tot respectul meu pentru ei. Dacă sunteți din Glodeni sau din prin apropiere, chiar vă sugerez să veniți aici, e la Casa de Cultură, etajul 2, în partea stângă. Veniți, nu veți regreta. Serios, dacă aveți un vis sau ceva care vreți să realizați și gen credeți că nu aveți o echipă sau nu aveți cine să vă susție, veniți aici, o să găsiți toate lucrurile acestea. Care va fi durata la lungometraj? O întrebare pe care nici eu nu știu să o răspund foarte exact, deoarece noi vrem să ne bazăm pe... Nu vrem să o facem foarte lung, vrem undeva între 45 minute și o oră jumate. Totul depinde la montaj deja și totul depinde de filmări, cât vor dura ele și gen ne vom ține pe scenariu. Scenariul are 27 de foi, mi se pare că, așa că undeva cam ar trebui să ajungem la o oră jumate. Însă, din păcate, nu vrem să ne bazăm foarte mult pe foarte multe scene și foarte multe cadre care sunt de prisos sau care sunt doar de adaos, pentru că oricum ăsta e primul nostru film și nu prea vrem să ne complicăm sau să punem în film foarte multe scene plictisitoare sau prost filmate. Cât durează să publici filmul? Aici ajungem și la motivul din care am vrut să fac acest vlog și la titlul acestui vlog. Da, anulăm filmul, sau mai bine zis filmările, pe o perioadă nedeterminată de timp. Adică vrem să anulăm filmările până pe data de 1 noiembrie, deoarece, din păcate, cazurile la noi în orașul Glodeni cresc foarte drastic și, din păcate, o parte din echipa de producție Sumbru a fost testați pozitiv cu COVID. Așa că nu pot să risc viața sau sănătatea celor din echipa de producție sau actorilor. Am făcut și eu testul, sunt din fericire negativ. Filmul era preconizat să iasă la sfârșitul octombrie, însă din păcate anulăm până pe 1 noiembrie toate filmările. Vrem să vedem ce o să fie, adică vedem dacă pe 1 noiembrie situația se va mai restabili sau măcar va ajunge la ceea ce era înainte. Vom continua cu filmările și vom lansa filmul la sfârșitul lui noiembrie deja. Dar știu că întârzi foarte mult cu acest proiect, trebuie, cei care mă urmăresc pe Instagram știu că acest film trebuia să iasă mult mai demult, însă nu pot să risc ca conducător sănătatea celorlalți participanți la acest proiect. Cum îl vei face public și dacă va apărea pe canalul de YouTube? Întrebarea ce o primesc foarte frecvent, filmul nu-l voi posta pe YouTube deoarece sună multe chestii legate de drepturile de autor și mai multe, mă rog, e complicată toată situația, însă nu pot posta, mai degrabă zis, pe YouTube în varianta pe care va fi la premieră. Totuși vrem să lucrăm la o variantă gen no copyright cut.
ce va fi lansată cam peste vreo 3 luni, mi se pare că după premieră, deoarece e cu totul alt film și în genere e cu totul altă variantă aceea inițială, filmul acea originală pe care vrem să o lansăm la premieră aici în oraș. Totuși filmul puteți viziona la premiera ce va avea loc în Incinta Casei de Cultură, data încă nu știu, o voi anunța totuși pe pagina de Instagram, pagina de Facebook și pe YouTube, așa că vă așteptăm pe toți la premieră. O să oferiți și premiul Oscar? Nu. Sau poate da. Nu știu, voi vedea încă. Însă, cu siguranță, cei care vor participa la acest proiect și mă vor ajuta să duc acest proiect până la capăt, vor primi numai decât ceva. Aș putea să mă alătur echipei și dacă da, ce calități ar trebui să am? Da, încă poți să te alături, echipa așteaptă cu brațele deschise orice doritor pentru a participa în acest proiect. Ca să te alături nu trebuie să ai vreo calitate ceva special, deoarece nimeni de aici sau nimeni care gen, e actor în acest proiect nu e un actor cu diplomă în spate. Însă, ca calități trebuie să ai, trebuie să fii prietenos și respectuos cu restul din echipă. Ce greutăți ai întâmpinat până acum în realizarea acestui proiect? Of, Doamne, foarte multe. În primul și în primul rând, foarte multe persoane au ieșit din acest proiect din cauza că nu erau respectuoși cu ceilalți din echipă și nu stimau pe ceilalți participanți în acest proiect. Tocmai din cauza asta, multe scene ce au fost scoase din film s-au anulate. Ca să înțelegeți, în film există 4 personaje principale, unul joc eu și mai rămân 3. Ei, păi ăștia 3 au fost schimbați de vreo câțiva ori actorii, deoarece existau alte persoane din exterior care încercau mereu gen scoat persoanele, știți, din film. Nu înțeleg cât de plictisit de viață poți fi ca să gen să spui mereu bețe în roate la un proiect care e făcut, gen toți fac ceva frumos în orașul nostru, care eu cu proiectul ăsta vreau să încerc, nu știu, să schimb cumva societatea, să fac ceva frumos pentru orașul ăsta. Poate să încep industria cinematografiei la noi în oraș, cine știe, poate după filmul ăsta se vor apuca mai mulți de făcut filme. Însă există așa persoane care încearcă gen să îți pui bieți în roate mereu și să te facă să renunți la tot film. Totuși, din fericire am trecut peste fiecare persoană și peste fiecare încercare care a fost pusă în calea realizării acestui proiect. Scenariul a fost o altă problemă pe care am întâmpinat-o, chiar una din primele probleme pe care le-am întâmpinat în realizarea acestui proiect, deoarece am stat la el mai mult de vreo câteva luni, mi se pare că vreo 4 luni am stat la el doar ca să-l scrim. De firea mea sunt o persoană destul de perfecționist, adică încerc prin tot ceea ce fac să-l aduc la cel mai înalt nivel. Și știind că ăsta era primul meu film, eram stresat mereu și eram pus sub presiunea asta că filmul ăsta trebuie să iasă bine. Știam că scenariul reprezintă undeva la 75% din tot succesul acestui film. Așa că eram mereu stresat de chestia asta că trebuie să scriu scenariul foarte bine și mă gândeam la fiecare mic detaliu ca să-l fac cât mai interesant posibil. O altă chestie care mi-a încurcat foarte mult în film este legat de locațiile și de toate chestiile care trebuiau să apară gen în film, gen localuri, apartamente, în scenariu sunt foarte multe locații de genul, însă totuși am găsit foarte mulți oameni ce au fost dispuși să ne ajute, chiar localuri, șefi de localuri care ne-au oferit foarte mult ajutor și sprijin pentru realizarea acestui film. Toate acestea au fost și motivele din care nu am postat gen de vlogurile care le-am promis în fiecare zi de filmări. Ca să înțelegem, noi la filmul ăsta nu am avut doar ziua aia pe care am postat-o daily vlogul trecut, noi am avut mai multe zile înainte. Însă toate daily vlogurile astea au fost anulate și toate filmările astea au fost anulate deoarece pe fiecare zi de filmări, gen a doua zi, se schimba mult. Ori se schimba persoana, ori se schimba localurile, ori nu știu, nu aveau, erau careva probleme care făceau ca să anulăm filmările din ziua precedentă. Și pentru a nu prezenta informații false, am zis că mai bine anulăm toate daily vlogurile alea și toate filmările alea. Și nu vă mai spun informații eronate sau care nu sunt adevărate sau care nu sunt legate despre film. Ca să înțelegeți și ca să mă credeți, uitați aici niște filmări din vlogurile trecute. Gata, geanta e gata. Sigur că o să fie prima dată la noi în oraș, după care... Da, asta e ziua 2 din tătă din vlog, sănătate! Chine sănătate! Eu? Da, tu, Natan. Cine n-a scris dialogurile? Eu le-am scris. Chiar și daily vlogul trecut, ca să înțelegeți, în daily vlogul ăla, unele chestii care le-am prezentat acolo și care le-am spus, s-au schimbat. Da. Am schimbat unele chestii de acolo, însă totuși am ales că să-l punem public, deoarece am zis că mai bine prezint ceva materiale și ce-mi vă arăt în fiecare zi prin ce trec eu și ce se mai schimbă și mai bine vă anunț deja pe pagina de Instagram, adică vedeți și voi cu mine cam ce greutăți întâmpin în aceste filmări. Totuși nu prea vreau să
expun foarte mult negativitate prin acest deoarece am avut foarte mulți nervi călcați în picioare, foarte multe stresuri pe care le-am avut cu acest film și nu vreau să expun negativitatea prin videourile mele, vreau doar pozitivitatea și vreau să vă motivez ca să faceți și voi ceva frumos. Totuși, deși am avut aceste probleme, le-am înfruntat pe toate cu succes. Prin faptul că am avut o echipă lângă mine, am avut cei de la Centrul de Tineret Clodeni, am avut prieteni aproape, am avut familia ce mi-a fost aproape mereu. Ei au fost și motivul din care acest proiect încă mai este pe picioare, deoarece de foarte multe ori nu aveți idee voi de câte ori am vrut eu să ies din acest film, nu aveți idee de câte ori am vrut să anulez acest film. Ei m-au susținut mereu, m-au ajutat și m-au făcut ca să nu renunț niciodată la acest film și să continuăm totuși cu producerea lui. Au fost unele zile grele, au fost unele zile foarte amuzante în care am râs mereu cu ei. Totuși, deși am întâmpinat toate aceste probleme, le-am înfruntat pe toate. Am avut mereu alături persoane ce m-au ajutat, ce m-au susținut și încurajat. Ei sunt motivul principal din care acest proiect există încă și ei sunt cei care trebuie să le mulțumiți după ce vedeți acest film. Au fost filmări în care ne distram toți și râdeam cu poftă, altele în care toți eram cu moralul la zero, însă împreună am trecut prin tot, astfel sunt să le mulțumesc în parte tuturor celor ce au fost cu mine de la început și care m-au ajutat în tot ceea ce ține de scenariu, filmări, organizare și birocrație. Pentru că vă asigur, dacă vreți să faceți un film, veți avea nevoie de o echipă în spate. Credeam înainte că tot filmul ăsta o să poți să-l regizezi singur, că o să poți conduc toată echipa singur, însă nu. E o muncă foarte grea, nu sunt foarte mulți, suntem undeva la 12 persoane sau 13 persoane, mi se pare că în tot proiectul ăsta. Însă, ca să conduci 13 persoane, îți trebuie caracter, îți trebuie nervi de fier, îți trebuie să știi cum să vorbești cu ei, trebuie să știi cum să fii politicos cu ei și prietenos, dar totodată și să impui ceva respect, deoarece actorii nu au fost plătiți, nimeni de aici nu e plătit, bugetul la tot filmul este zero, din păcate, deoarece, mă rog, ăsta e primul film. Și totuși am vrut să demonstrez că chiar și cu buget zero poți să realizezi ceva frumos, poți să realizezi chiar un film. Care e treaba cu Quasar Films? Quasar Film este sigla sub care vom pune de astăzi înainte tot ceea ce e legat de YouTube și chiar și filmul ăsta e sub sigla Quasar Films. Am ales această mișcare deoarece multe din proiectele pe care le facem nu sunt doar regizate sau făcute doar de mine. În multe din proiectele mele sunt implicate mult mai multe persoane, de exemplu chiar și pe YouTube videoul cu dacă Instagram ar fi o persoană. Acolo au fost implicate mult mai multe persoane, așa că am ales decât să punem tot proiectul sub, să scriem acolo toate numele care au fost implicate în regizare și în facerea acelui proiect, am zis că e mult mai ușor să punem toate proiectele sub sigla doar a unei companii, anume Quasar Films, și așa scăpăm de toate chestiile legate de cine a făcut proiectul, cine e în spatele acestui proiect. Totodată, toate acestea ne-a ajutat foarte mult în birocrație, ceea ce ține de birocrație, hârtii, foi și tot așa mai departe, deoarece încă o chestie care e foarte importantă și care trebuie să o știți. Dacă vreți să faceți un film, veți avea nevoie să știți ceva legat de contracte și de tot ce ține de birocrație, deoarece sunt foarte multe hârtii în a face un film, chiar și ăsta simplu. Chiar dacă vreți să faceți, zicem, un film cu vreo câteva persoane, aveți nevoie totuși de hârtie, aveți nevoie de acordul părinților, aveți nevoie de contracte ce ține de acordul participantului în acest proiect, trebuie să stipulați, care sunt, mai scurt, foarte multe chestii. Da, și cam ăsta a fost tot Q&A-ul. Nu a răspuns la toate întrebările voastre, deoarece au fost foarte multe și foarte multe erau despre niște chestii ce erau deja din interiorul filmului, din interiorul echipei, așa că am ales să nu punem public foarte multe chestii din acest proiect până nu-l facem, până adică nu ne punem iar pe picioare. Însă voi prezenta mai multe chestii deja cu daily vlogurile ce vor urma pe pagina de Instagram, așa că dați-mi un follow și acolo, deoarece acolo, după cum am spus, postez foarte multe chestii legate de film, la pagina de Quasar Films, deoarece aveam o pagina de Quasar Films pe Instagram acum, unde vom posta iarăși multe chestii ce ține de YouTube și toate daily vlogurile și tot ce ține și de film. Povestea cu like, share, subscribe cred că o știți deja și noi ne vom vedea data viitoare deja cu alt video. Sper că de data asta va fi ceva mai amuzant. Pregătesc acum două sketch-uri ce le-am în plan. Unul ce va ieși sper de Halloween, însă nu știm. Da. Cam asta a fost video, sper că v-a plăcut, sper că v-a lămurit cu unele chestii ce țin de YouTube și de film. Eu sunt Adrian, noi vom vedea data viitoare. Pa! Da.